Marina este mama a 4 copii. De mai mulți ani, femeia locuiește împreună cu mama sa în localitatea Oxenta. Cu un an în urmă, în locuința acestei familii a avut loc o tragedie. Din cauza sobei vechi, o porțiune din casă s-a dărâmat. Mai mult de jumătate de an, întreaga familie a fost nevoită să locuiască într-o încăpere de câțiva metri pătrați. E ca părinții s-a tot o fost, e ca până așa iană, până în dreptul asta, el a fost ca părinții. Și șubrușa la el s-a prăbușit. Curge apă, o curge pe apă, pe perete. Pe parcursul anului trecut, membrii familiei din Oxenta au beneficiat de suport psihologic și financiar din partea organizației CCF Moldova, iar datorită partenerului nostru de încredere, Fundația Familia Sturza, casa a fost renovată în vara anului 2021. Domnul a făcut, a stricat tentul dat jos, pământul și din acolo, că nu putem nici aduce nici excavatorul, putem aduce chestii, că nu avem suistă, nu putem aduce excavatorul.